bute doar palmele? Nu, niciodată. E de la, eu la aplauze mă descurc foarte bine, știți okay. cum stric și bravo. Domnule Alifantis, pentru noi este un nou festival național de teatru, suntem entuziasmați, însă pentru dumneavoastră e un festival al amintirilor, înțeleg. Da. Sunteți nostalgic? Nu sunt nostalgic, Doamne ferește, decât în timpul liber. Dar sigur că e un spectacol al amintirilor pentru că s-au adunat multe și au trecut foarte mulți ani. Cât de mulți? 45, wow. Nimica toată, da. Și, mă rog, acum dacă stau și dau timpul înapoi, mă bucur foarte tare din toată povestea asta că am avut niște întâlniri extraordinare cu regizori nemaipomeniți, cu actori senzaționali, cu toată lumea asta a teatrului. De la fiecare în parte am avut câte ceva de învățat, de la fiecare în parte am avut șansa de a fi primit cu brațele deschise și lucrul ăsta, creditul pe care mi l-au acordat, a fost pentru mine o mare gură de aer și în același timp a fost un semn clar că eu trebuie să răspund făcând lucrurile foarte bine. Teatrul este la fel de important pentru dumneavoastră pe cât știm noi că este muzica? Aici, într-un fel, s-a creat vrând nevrând un cerc vicios. Practic am crescut în teatru, asta s-a întâmplat la Teatrul Maria Filoti din Brăila, în 72 când am început, iar multe lucruri pe care le-am învățat din munca în teatru mi-au fost foarte utile în momentul în care m-am apucat să cânt, pentru că practic debutul meu scenic, solistic, s-a întâmplat cu un an mai târziu, în 73. Multe din cântecele mele, unele chiar foarte populare, s-au născut din coloana sonoră ale unor spectacole de teatru. De exemplu, Ce bine că ești și Emoție de toamnă sunt din Rugăciune pentru un discjockey, montat la Teatru din Galați prin 80 și ceva. Spectacolul care a căpătat titlul la 13-a noapte e un nou început, e un nou drum, e o nouă călătorie. Sigur că e o parafrază într-un fel a lumii shakespeariene. Sigur că în toată povestea asta discutăm de respectul pe care l-am și de omagiul pe care încerc să-l aduc lumii teatrului în care am bântuit atâția ani. Credeți că, nu știu, teatrul schimbă lumea sau lumea schimbă teatrul? Automat, în clipa în care ești un consumator de teatru, ai multe de văzut și de învățat și automat lucrurile astea îți dau de gândit, iar la un moment dat chiar te pot și influența și schimba. Lumea în același timp poate influența foarte tare și a influențat de altfel. Fenomenul teatral a căpătat o areșcare transformată în ultima vreme, de câțiva ani bun încoace, și lucrul ăsta se vede cu ochiul liber. Așa că motoul ăsta al festivalului eu cred că este binevenit într-un moment în care simt eu, din mai multe feedback-uri pe care le-am receptat, cum că lumea începe să se întoarcă ușor, ușor spre fenomenul artistic de valoare. Cât de necesar este să vedem teatru și la televizor? Eu mă amintesc că secția teatru la televiziune a fost una dintre secțiile extrem de importante și de puternice. Iar lucrurile care se făceau acolo erau absolut remarcabile. Eu sper ca lucrurile să revină pe făgașul normal și să se întâmple lucruri frumoase așa cum se întâmplau și înainte. Care este gândul care vă face să ieșiți din casă și să înfruntați o nouă zi cu optimism? Sau? Păi mie îmi place ceea ce se întâmplă în general cu ceea ce numim noi viață. Adică eu chiar iubesc ideea asta de a fi în viață. Problema cred că ține de modul în care abordezi o nouă zi pe care ți-o dă Dumnezeu, să te bucuri de ea, să fii eficient tu cu tine și cu cei din jur, să-ți întorci privirea spre cei din jur, să întinzi o mână de ajutor acolo undeva când trebuie, așa cum și fiecare dintre noi a primit o mână de ajutor la un moment dat în viață. Așa mai departe. Adică hai să ne bucurăm că trăim.